Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, care peste vreo două ceasuri va fi o veche ediție a matinalului, nu? Pentru că nu mai bine o terminăm. În această dimineață, alături de noi, vor fi, pe rând, da, în ordinea numerelor de pe tricou, așa e cel mai corect, jurnalistul de la Obiectiv, Dan Pricope, imediat își va spune părerea domniei sale vis-a-vis de ceea ce ne propunem noi ca și subiect de discuție pentru această dimineață și, bineînțeles, ce ne propune și presa locală în integritatea ei sau în, în integritate. Da, sună bine și așa. Politologul și sociologul Adrian Botezatu, doctor în istoria, geostrategie, nu, era să zic relații internaționale, dar e geostrategie, și cred că intuiți deja care este principalul subiect de discuție în această dimineață. Mărturisesc că până la o oră târzie din noapte am încercat să creez o imagine despre principalul subiect de discuție, da? Despre ceea ce se întâmplă în Ucraina. Și vă spun sincer că mi-am format o imagine. Dar este o imagine a groazei, o imagine a terorii, o imagine care într-un film, că e artistic, că e horror, că e cum vreți dumneavoastră, pare cumva. Când constați că e realitate și oameni mor acolo și sunt atâtea victime și când vezi atâta violență, cam rămâi doar cu imaginea și cu o sperietură fantastică, că e la doi pași de noi. Și obiectivul din această zi deschide ediția exact cu acest subiect. Și vă mărturisesc că din ceea ce am văzut până în momentul de față, că se discută pe la renumitele posturi centrale de televiziune, și când văd că acest subiect este dat așa ușor la coadă, înțeleg că nu mai înțeleg nimic. Tocmai de aia încerc să mă dumiresc. Tocmai de aceea l-am chemat în această dimineață, în mod special pentru mine și pentru dumneavoastră, stimați telespectatori, pe Adrian Botezatu, care odată în plus cred că are competența de a vorbi în clar despre acest lucru, având în vedere că domnia sa are doctoratul făcut chiar în geostrategie. Domnule Botezatu, vă rog frumos, de câte luni a început Ucraina să fiarbă și cam de când, de vreo săptămână a dat în clocot? Bine, lucrurile, subiectul este foarte complex și trebuie să luăm așa pe rând, să lămurim diverse aspecte. În primul rând, până acum 3 luni, până la momentul Vilnius, când teoretic Ucraina trebuia să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, președintele Ucrainei Ianukovici era un tip frecventabil, adică Uniunea Europeană negocia cu el. Asta apropo de clișeele care tot se rostogolesc pe televiziunile naționale de o bucată de vreme și cele internaționale apropo de dictatorul Ianukovici. Deci până acum 3 luni de zile era un tip absolut în regulă și chiar frecventabil. În momentul când lucrurile au luat altă întorsătură, mass media occidentală a început să rostogolească invectivele pe care și noi le știm, că și noi am mai trecut prin zona respectivă. Am fost tocați de mass media occidentală pe diverse subiecte, la Revoluție, la Mineriadă și mai nou cu invazia din Marea Britanie sau pe problema romilor. Deci cunoaștem inclusiv și noi ce înseamnă forța și puterea mass mediei occidentale. Asta un subiect, al doilea subiect. Problematica ucraineană trebuie pusă într-un context geopolitic global ca să înțelegem care este miza jocului. În momentul de față, pe plan internațional, se constată o reașezare a sferelor de putere și a jocurilor de interese. China a devenit o putere nu numai economică, dar și militară, care se înarmează, are acțiuni destul de agresive referitoare în legătură cu vecinii săi.
De asemenea, există o alianță tacită între Rusia și China în ceea ce înseamnă Organizația de Cooperare de la Shanghai, care are și o componentă militară puternică și care a încercat să îngrădească puterea americană în ceea ce înseamnă Asia Centrală. Și noi am văzut în ultimul an ce a însemnat Primăvara Arabă, unde regimuri care păreau foarte solide la intervenție occidentală s-au făcut zob, adică pur și simplu s-au pulverizat. Da, spuneți dumneavoastră regimuri care păreau foarte solide, regimuri care nu ridicau probleme, adică nu... În urmă cu ceva vreme, Siria nu era un focar de... Siria, regimul lui Gaddafi în Libia, regimul lui Hosni Mubarak în Egipt... Iar în Egipt, fie vorba între noi, era mai mare dragul și mergeau turiștii într-un foarte mare fel. Ei, în momentul în care s-a constatat o intervenție acolo, ca și în Afganistan sau în Irak, deci pur și simplu societatea s-a pulverizat, deci este haos... bande în armate, adică un teritoriu necontrolat de nicio entitate statală puternică. Revenind la problematica ucraineană, publicul românesc a primit dintr-o singură sursă informații referitoare la conflictul sirian. Problema care este acolo? Există un interes foarte mare în partea occidentalilor, pentru că în Siria recent s-au descoperit rezerve importante de hidrocarburi. De asemenea, acolo s-a întâmplat un paradox. Occidentalii sprijinind grupări care sunt afiliate Al-Qaeda, adică lucruri foarte ciudate, adică în dorința de a lichida regimul lui Assad, s-au apelat la foști inamici sau actuali inamici, dar din alte zone ale planetei. Ideea care este, rușii au intervenit în Siria și au blocat aproape complet intervenția occidentală în zona respectivă, au dat un sprijin important regimului lui Assad, au dotat forțele militare guvernamentale siriene cu sisteme antirachetă și de radar foarte performante, care practic au limitat foarte mult acțiunea armatelor occidentale, în special cea americană. Și părerea mea, ceea ce se întâmplă acum în Ucraina este un răspuns a americanilor tocmai la această acțiune a rușilor din Siria. De-aia am zis, problematica ucraineană trebuie pusă, fixată într-un context global, internațional. Odată. Pe urmă, cred că trebuie analizată cam fiecare părticică din toată această ecuație. Cum spuneți dumneavoastră, și fie vorba între noi, vedem pe pielea noastră zi de zi ce înseamnă globalizare, ce înseamnă această geopolitică a fostelor mari puteri și actualelor puteri economice, cum au cucerit România, da? Pentru că sau nu numai România, sau și discutăm, România, da. Discutăm de ceea ce vedem pe propria piele. Dar în altă ordine de idei, eu nu pot să nu remarc faptul că totuși, la nivel de an 2014, într-o Europa, chit că e mai pe la marginea Uniunii Europene, un stat care de ani buni de zile, adică dă valori, Ucraina dă valori, să nu se poată rezolva pe cale de dialog, să fie atâta violență. Cum spuneați, Occidentul prezintă o imagine. Am văzut violență extremă pe care o aveau manifestanții vis-a-vis de polițiști. Și viceversa, știți, există da, vorba care nu, se spune... Până acum s-au prezentat da. Puternic imaginile în care polițiștii erau de o violență extremă. Nu, dacă ați urmărit mass media occidentală, deci ca să fii echilibrat trebuie să urmărești ambele surse de informare. Asta e o regulă de bază în orice domeniu. Problema e că mass media occidentală și liderii politici occidentali au rostogolit foarte mult timp următoarea sintagmă: protestatarii pașnici, ceea ce imaginile contraziceau. Dovedesc contrariu. O sintagmă spunea foarte clar: într-un război nimeni nu este nevinovat. Lucrurile au fost împinse către această zonă. Vreau să mai insist asupra unui aspect. De ce acum se întâmplă lucrurile astea în Ucraina? Momentul, într-un fel, a fost bine ales în sensul în care în această perioadă rușii și în special liderul lor politic Vladimir Putin este prins pe subiectul Jocurilor Olimpice de la Sochi,
pe care el și l-a dorit ca fiind un moment, un apogeu al carierii sale politice, al vizibilității sale în plan internațional. Era o cutumă din perioada Greciei Antice că pe perioada Jocurilor Olimpice orice conflict militar se îngheța, se bloca. Probabil că rușii au și fost puțin reținuți de a interveni mult mai pe față în acest conflict, tocmai datorită faptului că Vladimir Putin a vrut să creeze un al doilea subiect care să eclipseze tocmai această reușită pe care el și-ar fi dorit-o în ceea ce privește organizarea Jocurilor Olimpice de la Sochi, un eveniment, cel mai costisitor eveniment olimpic din istorie de până acum. Dar probabil că odată încheiindu-se aceste jocuri, probabil că și reacția Rusiei va fi mult mai dură, pentru că Rusia are interese foarte mari pe zona ucraineană și atunci lucrurile posibil să iau o turnură și mai spectaculoasă decât a fost în prezent. Bună dimineața, domnul Pricope. Părerea noastră, adică părerea noastră, spuneam la început, cât era dumneavoastră încă la machiaj în partea alaltă, că... De ce râzi, mă? Bine că n-ați spus la machet. Păi nu-i cazul. Spuneam că l-am chemat pe domnul Botezatu în această dimineață să ni se alăture în prima parte a emisiunii, tocmai pentru acest subiect. Și oricum n-a fost deloc o surpriză pentru mine să văd că obiectivul deschide ediția de astăzi chiar cu acest subiect. Pentru că în Ucraina, Ucraina fierbe, Ucraina a dat în clocot, iar obiectivul titrează pe prima pagină: Cernăuțul a fost cucerit de revoluționarii anti-Ianucovici. Suceava se așteaptă la refugiați. Protestatarii din regiunile Transcarpatia, Rivne, Volin, Helnitski au ocupat sediile administrațiilor și cele ale organelor de drept, iar în Poltava și Sumă asediul acestor instituții continuă, în vreme ce în Harkov, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, activiștii pro-europeni care au blocat deplasarea la Kiev a cursanților Academiei Militare au fost maltratați cu cruzime. Guvernatorul de Cernăuți și-a dat demisia. Reprezentantul Ministerului de Interne spune că miliția e cu poporul. Doar deputatul românilor din Parlamentul Ucrainei a acuzat de o parte a presei românești din nordul Bucovinei că încă îl mai susține pe Ianucovici. De asemenea, pe teritoriul regiunii a fost interzisă activitatea Partidului Regiunilor, al președintelui Ianucovici și a Partidului Comunist. Acum, ăsta e articolul dumneavoastră, da. Dar în documentarea lui ați mai putut scrie încă vreo 4-5 pagini. Trebuie să-l restrângeți, fie vorba între noi. Da, am stat foarte târziu aseară ca să-l fac. Am compilat, am luat mai multe surse, am filtrat, după aia că nu prea erau unele care mi se păreau chiar foarte gogonate, exagerate după părerea mea, dar în fine am... Surse. Da, așa se întâmplă în situații de astea de conflict, că, nu? Și la Revoluție am căutat să fiu cât de cât... 60.000 de morți, țineți minte că există precedente. A, da, ce, o prelua foarte ușor și ai noștri 60.000 de morți și vreo două luni tot au ținut-o cu 60.000 de morți până când s-au prins. Bă, au fost 1.000 și ceva pe la Timișoara și încă vreo 1.000 și ceva în restul țării. Da, da, da. Și după aia s-a creat-o cu totul și cu totul altă imagine. Sau țineți minte că Cofariu de la Târgu Mureș era un etnic ungur maltratat de extremiștii români. Mult timp s-a rostogolit pe media internațională această poveste. Nu știu dacă pe media internațională toată. În Viena prima dată au dat un ziar în Viena și după aia au preluat-o într-adevăr. Domnilor, deci asta este dezinformarea. Haideți să ne întoarcem la subiect, vă rog frumos. Părerea mea, multe surse au zis că erau gogonate. Da, erau partizane, să zicem, prea partizane. Și n-am putut să iau. Adică și majoritatea celor la care am avut eu acces erau culmea anti-Ianucovici. Adică aș fi vrut și eu cu o abordare totuși, mă, pro-Ianucovici. Eu vreau să spun că mi-a plăcut foarte mult cum a bătut șaua să priceapă Iapa, ministrul de externe al Ucrainei, într-o întâlnire la care a fost Vladimir Klitschko sau așa ceva, cred că. Da. Vladimir Klitschko. E unul din frații și, Klitschko. Și nu, e Vitalie. Vitalie. Că-s doi frații. Vladimir și Vitalie. 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 Da, Vladimir e pro-Ianucovici. Da. Vitalie și Ianucovici, nu înțeleg. Era foarte interesant că întâlnirea
respectiv avea ca miză un fel de convingere a puterilor occidentale, bă, fii atent, nasol, Ianucovici. Asta i-a servit-o foarte frumos. Fii atent, deci este adevărat că printre manifestanți sunt naziști, fasciști, ultranaționaliști, tot felul de ăștia îmbrăcați paramilitari și așa mai departe. Klitschko n-a spus nimic. Dar nemții au perceput corect. Pentru că, într-adevăr, toate imaginile pe care le avea Ministerul de Externe al Ucrainei la acea dată arătau că erau tot felul de, printre protestatari, susținători, cu simpatii mai mult decât evidente, naziste, mă rog, fasciste și așa mai departe. Da. Și era foarte greu să, la un moment dat, timp de o săptămână, Germania a lăsat-o moale. Pentru că era foarte greu să susții niște protestatari care erau fasciști în condițiile în care tu, Germania, ai încă și acum problema asta de imagine. De altfel și reacția asistentei secretarului de stat american, scandalul cu înjurătura la adresa Uniunii Europene, tocmai americanii au fost părați, tocmai că Uniunea Europeană n-a fost foarte activă în sensul ăsta. Ei ar fi vrut ca de obicei să scoată castanele cu mâna altuia. Da, din, numai că aici este o nuanță. Una din definițiile politologice ale statului, ce spune statul, este singura entitate legitimă și abilitate de a folosi forța și coerciția pe un anumit teritoriu. În momentul în care statul își împarte acest atribut cu diverse entități private, grupuri înarmate, păi atunci nu prea mai vorbim de stat. Una. Doi. Se creează un precedent periculos. Înseamnă că orice grup organizat cu bâte, oricând poate prelua... Sau bine organizat cu bâte, poate prelua oricând instituții sau suprafeții teritoriale să-și exercite o anumită suveranitate pe acea zonă. 2, 3. Ucraina, să zicem, dacă la Revoluție exista o unanimitate, la Revoluția Română, în privința regimului comunist sau împotriva lui Ceaușescu, în Ucraina lucrurile sunt mult mai complexe. Există o componentă teritorială estică care susține un fel de aspirație a integrării spre est, nu spre vest. Adică există acel clivaj și lingvistic, și etnic, și teritorial, adică Ucraina nu este omogenă din punctul ăsta de vedere, adică, într-adevăr, protestatarii din piață, din Euromaidan, reprezintă doar o parte a societății ucrainene, nu societatea ucraineană în totalitatea ei. De aici am spus că există anumite nuanțe și nuanța nu e, cum să vă spun, acea componentă nu e o minoritate. Imaginați-vă cum ar fi la noi în România să avem, nu știu, UDMR-ul să aibă 40% în Parlament sau 50% în Parlament. Adică discutăm despre alte lucruri, știți? Da. E discutabil. În ultima perioadă sunt tot mai multe semnale și din zona de est a Ucrainei. Am menționat orașul Harkov, al doilea ca mărime. Aici vreau să întreb. Este din nord-estul Ucrainei, un oraș cam cu 2 milioane de locuitori, comparabil ca Bucureștiul, ca mărime. Și faptul că acolo au fost și, din ce am înțeles, nu e singura dată când au fost conflicte la Harkov. Deja pune niște probleme, iar Harkov chiar e un oraș cu influențe rusești foarte mari. Foarte mari, cu o industrie metalurgică foarte mari. Importantă. Și nu, și nu numai la Harkov, din ce am înțeles și la Dnepropetrovsk. Dar aici există o nuanță. Poate fi o minoritate, adică genul un grup, să zicem, masculin, între vârsta, să zicem, 20 și 40 de ani, care se poate manifesta. Asta nu înseamnă că toată comunitatea respectivă neapărat sunt de partea lor. Adică lucrurile sunt nuanțate și în domeniul acesta. Bine, dacă... Da, dar totuși să asediezi o instituție a statului, nu știu, să vedem, adică știți care e problema? Noroc totuși că presa poate fi prezentă la fața locului și imaginile chiar nu ne pot păcăli, zic în bună măsură, deși și imaginile pot fi trucate, că am văzut filme, slavă Domnului, dar vedem ce se întâmplă acolo. Presa cernăuțeană s-a vehiculat ideea că, și nu numai în presa cernăuțeană, eu de acolo doar m-am documentat, dar bănuiesc că nu doar ei au descoperit apa caldă, cum că sunt plătiți protestatarii pro-Ianucovici sumă în jur de 1000 de grivni pe noapte. Deci nu pe zi, pe noapte, să stea noaptea acolo. Deci pro-Ianucovici. Pro-Ianucovici. Acum stau și mă întreb, ok, am înțeles că sunt și voluntari.
în tabăra anti-Ianucovici. Chiar o tânără care a murit acum recent, ieri sau alaltăieri, și ultimul mesaj pe Twitter a fost mor. Scria că mor și gata. Probabil a primit glonțul și a dat seama că nu mai are decât un minut, două, și pe mobil a scris că moare și imediat, într-adevăr, a murit. Aici deja ați format dumneavoastră scenariu. Nu știu, scenariul este preluat. Scenariul este preluat. Au prezentat mai multe televiziuni. În fine, sunt voluntari pro-Ianucovici, anti-Ianucovici. Mă gândesc însă că trupele alea paramilitare care sunt acolo, nu știu dacă sunt neapărat voluntari. Te gândești numai la ideea că cineva trebuia să-l înarmeze cu cască, cu scut, cu o muniție de război, că am înțeles acum că în ambele părți există muniție de război. Da, sunt imagini cu... Și stau și mă întreb dacă nu cumva ăsta e un fel de scenariu din ăsta tot sovietic, în care și de o parte și de alta a baricadei sunt infiltrate diferite persoane și încep să tragă, să... Da. Când ai 100.000 de oameni într-o piață, e greu să controlezi, să verifici dacă nu sunt și vreo 2-3 agitatori infiltrați și așa mai departe. Deci e posibil să fie. E posibil să fie și agitatori. Parcă prea seamănă, tot lunetiști, tot veniți, se aruncă asupra Becrutului tot felul de... Becrutul fiind poliția asta ucraineană, trupele speciale ucraine. Berkut. Becrut din greșeală. Așa. S-au aruncat tot felul de acuzații la modul că, de fapt, sunt veniți din Rusia. Îmbrăcați în uniformele lor. Aproape ca în 89 este scenariul. Aproape ca în 89. Da. La noi era cu teroriști arabi. Problema, în schimb, noi, în momentul discuției, nu putem ști cu exactitate ce se întâmplă cu adevărat în momentul, în locația respectivă. Dar putem face anumite scenarii despre posibile evoluții ale acestui conflict. În orice caz, lucrurile au depășit cu mult o anumită limită, adică e foarte greu să ne imaginăm că se poate reveni la o situație anterioară, adică anteconflict. Da. Și atunci există mai multe scenarii. Ianucovici își dă demisia, partide cu această coaliție care este foarte heterogenă a partidelor de opoziție preiau puterea. Și să spunem că componenta guvernamentală nou creată în Ucraina reia procesul european de integrare, de asociere a Ucrainei către Uniunea Europeană. Problema e că noi care suntem în Uniunea Europeană știm că, Uniunea Europeană nu dă foarte mulți bani. Nemulțumirile, chiar mai mult ea. Deci Uniunea Europeană vine să ia, nu să dea. Nemulțumirile în societatea ucraineană pot să crească în continuare și atunci riscul decredibilizării actualei componente a opoziției poate să crească. Să nu uităm că Ucraina a mai avut o componentă politică pro-europeană prin fostul președinte. Timoshenko. Nu, ala era prim-ministru. Scuze-mă. Iușcenko. Oare cum s-a sfârșit acea revoluție portocalie din Ucraina? Prin niște scandaluri de corupție absolut îngrozitoare, legate de fiul fostului președinte, chiar de Iulia Timoshenko, care în momentul când a fost ministru industriei și-a luat pentru sine un mare combinat din zona estică a Ucrainei, a încheiat niște contracte defavorabile statului ucrainean cu Gazprom, adică lucrurile noi am văzut și la noi și la ei că au, cam în ce direcție au funcționat. Pe de cealaltă parte, pot apărea, dacă pro-europenii reușesc prin bâtă să impună o anumită politică guvernamentală, nu e scurs la un moment dat, după Jocurile Olimpice, să se trezească cei din Est, că iau cu asalt administrațiile, preiau puterea regională, vor să inducă într-o zonă est-europeană lucrurile. Adică s-a creat un precedent foarte periculos care poate evolua în orice direcție și în orice scenariu. Prin ricoșeu, dar în legătură cu acest subiect, să nu uităm ce se întâmplă în Republica Moldova. Găgăuzia a votat un referendum pentru vectorul est-european de integrare în Uniunea Euro-Asiatică a lui Vladimir Putin. Mai nou citeam în presă că vor să mai voteze tot o hotărâre
de ieșirea Găgăuzei din componența Republicii Moldova. S-ar putea tocmai aceste enclave prorusești să activeze, cum este Transnistria, Găgăuzia și regiuni importante din Ucraina. Deci lucrurile au intrat pe o zonă care pentru România, datorită proximității, devine foarte periculoasă. Da, un factor de instabilitate, dar, hai că la Găgăuzia ăștia își merită numele, nu-i problema. Dar în Ucraina, la ora actuală, discutăm de peste 100 de morți. Asta e cifra care e vehiculată pe fluxurile de presă. Acum, știm foarte bine și ați exemplificat la un moment dat că s-au vehiculat sume sau cifre foarte mari și în ceea ce privește morțile la Revoluția Română. Și până la urmă s-au dovedit a fi mult mai mici. Dar un lucru este cert. Din imaginile pe care le vedem, mor oameni în Ucraina. Mor deopotrivă și de partea forțelor de ordine și de partea protestatarilor. Am văzut oameni din... sunt tot ucraineni, cei din jandarmeria lor sau arma lor omologă, miliția lor sau cum îi zice. I-am văzut ardeau de vii acele cocktailuri Molotov pe care le aveau la îndemână la protestatari. Pur și simplu mureau oameni. Am văzut imagini nu știu cât de credibile cu un lunetist în undeva pundelușor care era cu arma îndreptată către protestatari. E clar, forțele de ordine au tras. De ce? În noaptea de dinaintea zilei de ieri s-a luat o hotărâre în sensul în care s-a luat decizia de a se activa structurile antiteroriste, considerându-se că acei radicali din piață care atacau instituțiile guvernamentale și forțele de ordine deja puteau fi catalogați și intrați în categoria teroriștilor. Și atunci, probabil, eu discut tehnic, nu discut dacă sunt de acord sau nu sunt de acord, eu spun pur tehnic ce s-a întâmplat, atunci probabil că forțele de ordine, acei lunetiști, au primit ordine de a împușca persoanele care de a neutraliza persoanele care erau foarte violente în decursul desfășurării acțiunilor respective. E clar, deci forțele de ordine au tras, sunt imagini, nu mai există niciun dubiu în sensul ăsta. Eu asta vreau să scot în evidență, că nu mi se pare normal. Erau unități speciale, deci ce am observat, fără a ști foarte clar simbolistica forțelor de intervenție din Ucraina, dar în orice caz, scuterii aveau un anumit tip de uniformă, cei care trăgeau, dacă ați văzut, erau unități care îmbrăcați în combinezoane negre cu o banderolă galbenă la braț, probabil să se poată identifica între ei. Deci cei cu banderola galbenă de pe braț, ăia foloseau, n-aveau scut, n-aveau baston, aveau doar arme de foc. N-aș vrea totuși aici să se rămână cu ideea că neapărat dacă intră Ucraina în Uniunea Europeană e ceva de rău pentru Ucraina. Doar pentru faptul că noi n-am știut, am fost atât de fraieri încât să nu ne putem noi descurca și s-au descurcat și polonezii, au reușit să scoată bani de la Uniunea Europeană și cehii și ungurii, numai noi românii n-am fost, așa am avut noi conducătorii ăștia. Și nu avem nici acum măcar un semnat, un contract, un acord cu Uniunea Europeană ca să putem lua bani pe exercițiul 2014-2020. Domnul Pricope, păstrați-vă ideea imediat după publicitate. Nu-i vina noastră. Imediat după publicitate. 5 de kilograme. Revine. Totul pentru casa ta. Da. Haideți să ne întoarcem la subiectul de discuție vis-a-vis de tot ceea ce se întâmplă în Ucraina, ceea ce se întâmplă în mod special la Kiev, dar și la Cernăuți se întâmplă lucrurile astea, domnul Pricope. Da, la o scară mai mică. La o scară mai mică, dar sunt proteste acolo. Se ia destul de mult în considerare pericolul federalizării statului și dezmembrării ulterioare a Ucrainei. De asta, în discuțiile care au fost acolo,
s-a spus foarte clar, trebuie trimis un fel de... Bine, ei folosesc un alt termen, noi folosim termenul de circulare către celelalte consilii județene raionale ce au ei acolo, să se aibă în vedere că orice decizie împotriva, mă rog, actualului regim nu trebuie să ducă la federalizare, pentru că există pericolul divizării statale ulterior. Deci ei iau în considerare foarte serios acest pericol. Asta înseamnă că totuși fie există undeva la un anumit nivel mai greu perceptibil nouă un dialog între actuala putere și actuala opoziție pe pericolele reale pe care le are statul ucrainean dacă vor continua astfel de manifestări, fie și cei din opoziție sunt destul de pregătiți și intuiesc aceste pericole fără să le mai prezinte cineva de la putere și aspectul ăsta negativ al problemei. Și le iau în considerare la modul foarte, foarte serios. Prin urmare, cred că la un moment dat scenariul unei vehiculat la un moment dat și în media românească unei divizări a Ucrainei nu stă în picioare. La un moment dat, până vrem, nu vrem, deputatul românilor din Ucraina, chiar dacă se află în tabăra celor care îl susțineau, cel puțin până nu de mult, de la o zi la alta pot să fie schimbări, dar până nu de mult îl susținea și Ion Popescu pe Ianucovici. Da, dar știți de ce? Păi în Partidul Regiunilor. Și plus, în plus, o scurtă paranteză. Românii din zona Cernăuțului au votat cu Partidul Regiunilor al lui Ianucovici. De ce? Pentru că Partidul Iuliei Timoșenko și a fostului președinte au încurajat o linie naționalistă ucraineană destul de dură, adică scoaterea minorităților, a limbilor, nu știu ce. În momentul când actualul președinte a venit, a câștigat puterea, a venit și pe o platformă în care, după numele, Partidul Regiunilor, să protejeze minoritățile, limbile minorităților și așa mai departe. Și atunci, de-aia în zona Cernăuțului, românii au votat cu partidul actualului președinte și cu actualul președinte, ca să explicăm, să se înțeleagă. În fine, nu știu dacă au votat ei conștient cu actualul președinte sau nu. Ei, într-adevăr, n-au avut prea multe opțiuni. Au avut de ales între, nu știu, Doamne, mai iartă, SIDA și cancer. Situația nu-i deloc roz acolo. Nu m-ar mira ca și domnul Ion Popescu să-și nuanțeze între timp atitudinea. Din câte am văzut și oligarhi ucraineni mult mai puternici, gen Rinat Akhmetov, deja începe televiziunea lui, începe să transmită obiectiv știrile de pe Euromaidan, nu pro-Ianucovici doar. Sunt tot felul de scenarii cu privire la zeci de deputați care fie au fugit, fie își caută plecarea, ba în Rusia, ba în Europa. Așa că s-ar putea să asistăm la tot felul de schimbări. În orice caz, nu cred că la o scindare a Ucrainei. Nu cred. Nici de dragul Uniunii Europene, nici de dragul Rusiei. Am înțeles. Va trebui să întrerupem un pic discuția, chiar așa, în mijlocul propoziției, pentru că avem de vorbit și de ce se întâmplă la noi, dar discutăm de lucruri în regulă de asta dată. Discutăm de sărbările zăpezii de la Vatra Dornei, cu promisiunea că ne întoarcem la subiectul nostru de discuție. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnul Bancheș, da? Da. Ce mai faceți? Uitați, noi respectăm brandurile și am pregătit al doilea weekend la Vatra Dornei. Pe el scrie sărbările zăpezii, da? Corect. Zăpadă mai avem? Pentru cât e necesară, ne-a ajutat natura și bunul Dumnezeu. Am înțeles, deci mai merge și campionatul de sanie, da? Aici suntem doi într-unul, deci a început de astăzi și partea campionatului mondial de sanie pe pistă naturală la juniori. Am încheiat cu etapa de cupă mondială și cu o prezență foarte mare, unde a fost 17 țări. Cred că și din partea dumneavoastră ați avut imagini cu steagurile prezente la Vatra Dornei. Și astăzi și mâine va continua competiția cu categoriile de juniori. Bun. În privința al celui de-al doilea weekend, ne pregătim
cu artiști și cu surprize de tot felul. Vom avea competiții și pe scenă și la pârtie. Cum vine asta, competiții pe scenă? Că nu înțeleg. Păi se vor întrece tot felul de spectatori care îi cheamă la scenă la concurs de dans. Aha. În partea sponsorilor. Și în weekendul întâi am avut concurenți care s-au prezentat cu succes și s-au dus la bun sfârșit toate dansurile. Am înțeles. Cine cântă în weekendul ăsta? Pentru că știu că trei weekenduri la rând sunt programate sărbările Zăpezii. Da, te ne ajută natura, va fi și al treilea weekend, dar la al doilea weekend, acum pe data de mâine, vom avea pe Michael Starr, Laura, Semnal M, Ami, pentru ziua de sâmbătă. Și duminică vom avea partea folclorică, cu ansamblu Păienița din Poiana Ștampei, cu Călin Brăteanu, cu Adriana Buceschi, Ilioara Ștefănel, Miruna și David Săran și mulți, mulți alții din ansamblurile din zonă și din Siret. Deci vom avea foarte multe surprize. Invităm pe această cale toți sucevenii la Vatra Dornei. Eu îmi doresc chiar să ajungă, dacă mai e un pic de zăpadă e de bine, dar știți cum e, n-ați reușit să faceți atunci când am avut chiar iarnă, sărbările Zăpezii, să era prea din scurt ca și organizare. Nu, iarna asta ne-a cam fentat, a venit prea din timp, deci înainte de a începe anul, am avut trecerea din 3 ani cu zăpadă, după care a venit șocul total și s-a dus zăpada. Am înțeles. Iar ultima, gândind-o că va fi cea mai în vervă și în apogeu, am nimerit-o mai puțin. Am înțeles. Deci, și așa prognoza meteo, cam ce zice pentru săptămâna viitoare? Mai ține și al treilea weekend? Deocamdată dorința noastră este totală, dar cu natura nu ne putem pune. Ce se va hotărâ va fi sigură pe la o joi, când vedem în funcție de timp. Am înțeles. Deci atunci vom ști. Oricum, în weekendul ăsta ne ajută. Avem deja pensiunile pline și vor fi foarte multă distracție la Vatra Dornei. Dar nu toate lucrurile de cazare din Vatra Dornei, sper eu, sunt ocupate. Nu, pentru mutatir ca dumneavoastră mai găsim și încă cei care n-au apucat să se roage. Am înțeles, mai ales că ați făcut o invitație către Suceven pentru... Totală. Bun. Dar... ce să vă doresc? Să vă reușească și acest al doilea weekend, că despre primul am auzit că a ieșit foarte, foarte în regulă. Mă bucur și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Mult succes în continuare, domnul primar. Și vă aștept să ne întâlnim și pe numai bine tuturor ascultătorilor dumneavoastră și... Doamne ajută, numai bine. Doamne ajută. Asta a fost, vă rog. Vreau să mai spun un lucru înainte de a mă retrage. Ne întoarcem la subiectul cu la subiectul nostru. Ceea ce este oarecum tragicomic în cazul ucrainenilor și ceea ce se întâmplă în Kiev în momentul de față, că ei sunt pro-europeni într-un moment, într-un context foarte prost apropo de ideea europeană. În sensul în care deja în țările importante din Uniunea Europeană există o ascensiune a partidelor extremiste care se opun tocmai ideii europene. În Marea Britanie s-ar putea să fie un referendum pentru ieșirea din Uniunea Europeană. În Franța, pe primul loc, se află partidul lui Le Pen, care e partid extremist, xenofob, naționalist și care vizează în mod explicit dinamitarea instituțiilor europene. În Olanda, extremismul și naționalismul este în floare și trebuie să ne gândim apropo de opoziția feroce a Olandei față de intrarea noastră și a bulgarilor în Schengen. Deci peste tot în Europa se constată o revenire în forța ideii de dinamitare a instituțiilor europene. Să nu uităm, chiar dacă nu face parte din Europa, referendumul elvețian tocmai de limitare a imigrației, în ciuda avertismentelor și amenințărilor Uniunii Europene privind anumite sancțiuni pentru Elveția.
De-aia spun că ceea ce este tragicomic pentru ucraineni, că ei vor să devină europeni într-un moment de mare cumpănă pentru Uniunea Europeană însăși. Dar poate că tocmai ceea ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere va lumina pe unii luminați deja din Uniunea Europeană să-și dea seama cam cum e când îți dorești cu ardoare ceva, pentru că ceea ce, lăsând la o parte elementele de, care sunt previzibile în asemenea situație, instigatori și așa mai departe, nu poți să faci nimic pe o zonă în care întâlnești doar oameni care se complac sau situații de genul cum sunt acum în România, adică oameni care sunt, e bun așa, lasă că trecem mai departe. În orice caz, la cum evoluează lucrurile în, în Ucraina, nu prevăd nimic bun pentru România, pentru noi ca țară. Adică lucrurile se complică foarte mult în Ucraina și lucrul ăsta nu avantajează pe orice fel de scenariu poziția țării noastre. Păi, nu știu ce să spun, dacă cineva chiar ar fi interesat, spre exemplu, să meargă într-o țară unde la o distanță foarte mică ai conflict, nu? Păi vă dau un exemplu. Cum turismul în Turcia, din zona Antalya, este afectat și va fi afectat de faptul că la 100-150 km granița cu Siria, unde oricând acolo pot fi probleme militare destul de grave și atunci clar zona acea turistică este afectată și va fi afectată până nu se va rezolva conflictul din Siria prin contagiunea teritorială, vor fi probleme nici pentru noi și mai ales pentru zona noastră care, din punct de vedere economic și social, are probleme. Proximitatea cu un spațiu de conflict deschis nu ne poate avantaja absolut deloc. Cu atât mai mult cu cât citeam presa anumite informații din Ucraina, oamenii, cetățenii panicați deja retrag banii din bănci, posibil să fie căderi de bănci pe subiectul ăsta, transport paralizat, vă dați seama, învățământ paralizat, instituții guvernamentale paralizate, Ucraina și așa avea probleme economice, am înțeles că bugetul lor stătea la limite, ei aveau nevoie disperate de ajutor ori din partea Uniunii Europene, care n-a venit, dar se pare că Rusia a fost mult mai generoasă și le-a cumpărat euroobligațiuni, mai am înțeles că mai urma un ajutor direct de vreo 2 miliarde de dolari și atunci lucrurile stau pe muche de cuțit și din punct de vedere social și economic, că până la urmă, dacă sunt probleme acolo, lucrurile se vor afunda și mai mult într-o zonă neclară. Rămâne să urmărim, să vedem pe viitor evoluția, dar perspectivele nu sunt bune deloc din punctul meu de vedere. Spuneți-mi, vă rog frumos, acel principiu al dominoului despre care știți, este posibil sau este periculos chiar regiune? Uitați, mai este un exemplu zilele acestea în Bosnia, în Bosnia-Herțegovina, unde oamenii furioși au dat foc guvernului, instituțiilor guvernamentale pe motiv de sărăcie. Unul din trei bosniaci este șomer, deci 30%, deci lucrurile în întreaga regiune nu merg bine absolut deloc și atunci gândiți-vă de evenimentele care au fost până recent în Bulgaria, adică acolo lucrurile de-abia s-au calmat. Lucrurile nici în România nu merg bine în sensul în care noi deja asistăm la o criză guvernamentală și coaliția, la ce am citit aseară presa, coaliția de guvernare USL e cam ruptă de facto, urmează vedem dacă de se în aer, adică nu putem în momentul de față iertată-mi fie poziția, nu putem discuta de USL. Iar declarativ lucrurile au mers atât de departe încât este iarăși greu de presupus că se poate reveni la un moment T0 inițial. Da. Adică lucrurile oricum au mers într-o direcție de divorț, despărțire și cu atât mai mult cu cât noi într-o lună și ceva intrăm în campania electorală oficială la europarlamentare unde partidele componente cele principale oricum merg separat. Și atunci presupus că posibil să avem și în România o criză guvernamentală. Asta se cam prefigurează. Da. Domnul Pricope.
Haideți că trebuie să dăm drumul. În ce privește guvernarea la noi, lucrurile au mers într-o direcție bună. Eu le doresc să se rupă pentru că ar fi natural. Ar fi natural nu, da, să înceteze odată cu circul ăsta, că ba sunt, ba nu sunt, ba nu știu cum. Deci au mers într-o direcție previzibilă și e în regulă. Mă așteptam totuși să o facă un pic mai târziu, adică să aștepte măcar un rezultat la alegerile europarlamentare, să facă dacă un fel de bilanț. Domnul Pricope, dacă sondajele dau bine, de ce să mai aștepte europarlamentarele? Dumneavoastră, deci, asta e când... O secundă, dacă îmi dați voie. Acum 2 săptămâni de zile... Când sondajele îți dictează politica ta de partid, înseamnă că da, ești slab ca lider. Nu vi se pare că așa se petrece de multă vreme în România? Sondajele dictează... Adică uite, de exemplu, când a fost PDL-ul la guvernare, ăștia nu se prea uitau la sondaje. Picau în sondaje, frate, și tot numai măsuri din alea luau dure. Bun, și care e efectul acelor măsuri dure? Ne merge acum bine? Nu neapărat că ne merge bine, dar văd că nici dacă alții au venit, au promis și nu fac, nu ne merge bine. Și nu au trecut 2 luni, au trecut îndată 2 ani. D'acord, nu mai sunt 2 ani de când a căzut guvernul ungureanu. Na. Ăla a fost guvern PDL pârât, nu? Bine, atunci ce? Pârât. Pârât. Deci, guvern PDL a fost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... În orice caz n-a fost guvernul SL. Deci, da. Bun, dar acum 2 săptămâni, domnul Pricope, ați intrat în emisiune și la fel ca acum, adică mă așteptam la ok, nu că ar fi licențios limbajul dumneavoastră, tură ați intrat niște nesimțiți, da? Păi, cam așa a fost. Am urmărit, nu, dacă, am găsit emisiunea pe net. Și ce o să puneți și, nu, generic? Da, e de promo, e de promo. Domne, niște nesimțiri la care, și acum, știți, toți vin foarte, analizează din punct de vedere politic ce înseamnă acest lucru, la care dumneavoastră, eu de se rupă. Păi da, să se rupă, pentru că e un circ. E un circ la care românii nu mai pot să mai reziste. Acum îi văd, adică... Știți, dumneavoastră, frate, știți că trebuie să românul? Da, dar trebuie să-i ofere altceva. Pâine. Trebuie să-l momești cu altceva. Pâine, pâine, circ. Păi da, mai pâine, dar unde-i pâinea? Fie pâinea cât de rea, tot mai bună în țara mea. Ok, unde-i pâinea? Aia era. La altul. La mine nu. Înțelegeți? Și de asta românul mai are și alt nevoie din când în când și de pâine, nu numai de circ. Dacă ei continuă tot așa cu circul ăsta, da, pare rău. Dar toți, domnul Pricope, toți îți dă o măsură. Așa este. Iau să pe Băsescu, deci asta e tare. Asta e tare. Cică, Băsescu, nu mă pregătesc să fiu premier, dar aș fi extraordinar de bun. Na. Ah! Dar ce, n-o plagiat sau de ce? Păi nu, dar... De ce ar fi? Vreau să cresc un partid. Adică... Dați seama, mă, oameni buni. Deci, ăștia, deci, nu ăștia, ăștia care sunt acolo la București, ei n-au o treabă, bă, avem o Românie, trebuie să o guvernăm. Nu. Eu pot să fiu un premier foarte bun, vreau să cresc un partid. Nu. Ăștia, bă, hai să-mi fac un USD, hai să-mi fac un USL, hai să crin, Antonează, auzi, face orice, numai ca să iasă președinte. Eu, din ideea care apare, din modul în care este citată titlul, da, înțeleg că nu vrea să ajungă premier, tocmai pentru că are o altă treabă, să crească un partid. Și este depinde logic de pentru cum punem, dar... Și este logic așa, e cam greu să crești un partid la putere, îl crești în opoziție. Domnul Pricope, ideea este cât se poate de simplă. Orice ar face ăștia, ei nu o fac pentru țară, o fac pentru ei. Ne-am lămurit de lucrul ăsta, da? Și ei tot vin cu vrăjeala aia, odată la 4 ani de zile, mamă ce ne gândim noi la voi. Nu? De acord. Și după ce se termină vrăjeala aia de 4 ani, urmează 4 ani de ignor. Știți cum e momentul în care instalezi un soft, ai la un moment dat, dacă se blochează, se întâmplă ceva, ai varianta ok, cancel sau ignore. Ignor. Deci nu dai cancel, că
vrei să mai ai relație un pic cu el. Nu dai ok că ce ești prost să-i dai la ăsta să îi creezi locuri de muncă în România? Nu. Încă dai ignor. Adică ăla stă în continuare cu ochii în soare. Cam așa e. Eu așa cel puțin, eu așa percep că se întâmplă lucrurile în România noastră. Așa, cam așa și stau. Eu nu cred că de săptămâna trecută până luni sau marți, când probabil pe hârtie se va sau judecătoria cutare va da divorțul, va consemna divorțul din USL, eu nu cred că s-ar mai fi putut crea 1000 de locuri de muncă. Dar s-ar fi putut gândi și la altceva, la cum am putea crea niște locuri de muncă. Eu cred că se pot desființa niște locuri de muncă. Nu, eu cred că se desființează niște locuri. Sau se desființează niște locuri. Că la asta nu trebuie să te gândești mult ca să le desființezi. Și ne uităm aici la o fabrică din Suceava, de seringi. Da. În fine, ei le spun dispozitive medicale. În general ei se ocupă... Deci fosta IFA, da? Pentru că acolo fosta au FAMOS, inițial a fost IFA, după ce s-a desființat IFA pe scheletul IFA? IFA s-a construit o altă fabrică cu un alt profil. Ace tubulare de unică folosință și seringi de unică folosință. Da. Și ani de zile a fost un fel de mafie din asta la nivel guvernamental, atât în perioada CDR, USD-UDMR, cât și în perioada PSD, Năstase. Nu prea au avut FAMOS de la Suceava loc pe piață, din cauza unei firme din Arad, similare. Într-un final și-o dat ăștia seama, bă, ar cam trebui să avem loc pe piață. Atât doar că FAMOS o avea ca și un balast foarte mare în spate, datoriile celor de la IFA. A reușit să vândă într-un final FAMOS o grămadă de active, s-a făcut Iulius Molu, și cu banii ăștia și-au plătit cam toate datoriile pe care le aveau. Angela, când ai pronunțat... Ce ai spus? Cu toate datoriile pe care le aveau și au crezut că pot să plece la drum mai departe. Au fost cumpărați de niște italieni. Ăștia la un moment dat credeau că pot să facă și o speculă imobiliară. Nu le-au mai ieșit. Ei probabil vreau să dărâme turnul de la IFA pentru magneziu, să ce are el în trânsul. N-ați auzit legenda aia la un moment dat? Nu. Ei, haideți că vă povestesc eu. Nu, dar oricum, la un moment dat, nu magneziu. Turnul nu e cumpărat și ăla de... O secundă, nu? Da, da, e cumpărat așa la un preț de rezervă. Nu știau cum să-l pună la pământ. Da? Conține metale de alea puternice, că altfel nu puteai să crezi o asemenea structură. Și domne, hai că îl dăm jos și recuperăm bănuții din el, că nu? Ei, atâta bătaie de cap e până la urmă, cred că mai curând l-au dat așa ca să scape de bătaie de cap. Nu de altceva. Costă cât nu face. Să-l dărâme, nu? Să-l dărâme. Da, costă mult prea mult. Pe de-aia are 200 de costă și ceva să-l întreție, eu îmi pun întrebarea, domnule, dar peste câțiva ani, așa, când o fi de o întreținere, ce faceți voi atunci? A? Da, fine, nu mă interesează pe mine chestia asta. Asta e. Nu știu ce o să facă, un vedea. Se vor umple paginile ziarilor da. De știri de astea. Nu știu exact care și nici nu vreau să agit spiritele pentru că nu am niciun fel de detaliu. Dar apropo de situația cu locurile de muncă. Uite, fabrica asta. În țară sunt două, deci. Suceava și Aradu. Deci, practic, este chestiune de strategie națională până la urmă. Sigur că nu le poți gândi așa într-un sistem autarhic. Fiind într-o comunitate europeană, trebuie să ții cont de alte reguli. Dar cu toate astea, puteai să te apleci asupra acestei probleme și altfel să gândești niște soluții și să imprime așa un parcurs cât de cât normal pentru astfel de societate. Important al minteri, într-o altă logică, într-o altă abordare mai pragmatică pentru un stat, pentru o regiune. O fabrică de seringi nu ai în fiecare oraș. Nu ai în fiecare județ, nu ai nici măcar în fiecare provincie a țării. Și uite că nu s-au gândit. Cei din USL, în 2000, înainte de campania la locale,
au ținut morțiși să meargă să taie o pamblică ei la fabrica aia acolo. Acum, uite că s-a ajuns ca de câteva luni, din septembrie, să nu-și primească salariile oameni. Și așa erau niște salarii care, nu știu, erau din astea de corporație. Cât poți să dai unui muncitor? 200 de euro, 300 mai puțin, de nu? Euro. Cel mult 4, hai să spunem. Vorbești deja în euro. E echivalentul, mai mult sau mai puțin, nu știu. Deci nu asta e important. Deci oamenii de acolo nu se îmbogățeau din salariul ăla. De acolo. Erau, își duceau traiul de pe zi pe altă. Și nu am reușit să avem grijă de o astfel de întreprindere. Deși la tăiat de pamblici ne-am dus exact la aceeași întreprindere. Cu 2 ani în urmă. Și atunci ce să-mi spună mie guvernul ăsta și USL-ul? Nu știu, dar găsesc eu ceva să vă comunice în perioada imediat următoare. Avem foarte multe lucruri interesante. E mai bine că se despart. Își iau fiecare drumul lui. Da, se despart, dar nu se despart, domnul Pricope. Da, bine, știți cum e și după se despart din domnul Pricope. Din USL se desparte PNL-ul, adică ori pleacă ei, ori îți dați afară din două una, interpretați cum vreți dumneavoastră, și rămâne USD-ul. Adică, după cum a spus și mie, mi-a plăcut foarte mult vorba asta și o dau mai departe, exact cum e chestia aia, Abibas. Da, așa e USD-ul. Mi-a plăcut atât de mult și mi se pare da. Foarte natural și foarte... Pentru că eu nu înțeleg de ce PSD-ul, care e un partid puternic, un partid cu... avea nevoie de măscăricii de la PC. Îmi aduc aminte, iarna aia 2011-2012, spuneau câțiva agitatori, PDL, USL, aceeași mizerie. Acum cred că USL-USD e aceea. Domnul Pricope, publicitate. Pentru casa ta. Bună dimineața! Cea de-a treia parte a matinalului debutează cu horoscopul. Haideți să vedem cine au pregătit astrele pentru ziua de astăzi. Berbec. Scormonitul în substratul relațiilor, al discuțiilor, al problemelor de la serviciu vă pot crea surprize neplăcute. Evitați să purtați vorba de colo-colo pentru că nu tot ceea ce auziți este adevărat. Există riscul să vă enervați amanta sau vreo colegă de birou care vă va spune de la obraz cum stau lucrurile cu efecte nefaste asupra reputației dumneavoastră. Taur. Sunteți intuitiv și puteți descoperi lucruri interesante despre relațiile dumneavoastră sau despre perechea de viață. Soțul sau soția se poate decide să vă dezvăluie un secret sau reușiți împreună să treceți peste un moment dificil, să găsiți o soluție pentru o problemă veche. Gemeni. La locul de muncă e nevoie de concentrare și atenție la detalii, iar dumneavoastră visați la întâlniri fierbinți, discuții cu apropouri necuvincioase. Încercați să terminați cu munca înainte de a vă ocupa de ale amorului, astfel nu vă iese niciuna, nici alta. Rac. Sunteți bine intenționați și săritori, dar entuziasmul dumneavoastră poate deranja o problemă din anturaj sau din familie care azi vrea să se înnece în tristețe. Nu insistați cu optimismul pentru că veți fi considerați lipsiți de empatie sau poate chiar cinici. Leu. Simțiți că e neapărat nevoie să vă comunicați sentimentele, dar parcă nu aveți suficient curaj. Puneți mâna pe telefon, apoi îl lăsați, începeți un mail, apoi vă răzgândiți. Sfatul meu ar fi să spuneți ce aveți de spus și oricare ar fi consecințele. Fecioară. E bine să vă reamintiți azi că pisica a pierit din pricina curiozității înainte de a trece la investigații. Dacă vă temperați puțin vocabularul, vă puteți face chiar plăcuți și veți constata că informațiile vin spre dumneavoastră de la sine și nu este nevoie de tehnici speciale de interogare. Balanță. În familie circulă zvonuri care vă deranjează sau ajungeți să fiți considerați o problemă de către ceilalți membri ai familiei dumneavoastră. Se poate să fiți luați la rost și ar fi indicat să nu ripostați, ci să meditați la ceea ce vi se spune pentru că e adevărat. Scorpion. Nu sunteți prea bine dispuși, de aceea nu acordați circumstanțe atenuante nimănui. Ar fi păcat totuși să puneți etichete și să îndepărtați de dumneavoastră anumite persoane, doar pentru că nu ghicesc ce se petrece cu dumneavoastră. Săgetător.
La locul de muncă apar disensiuni și va trebui să dați dovadă de înțelepciune dacă doriți să vă păstrați funcția, salariul intact sau buna reputație. Nu luați decizii drastice decise de orgoliu. Socotiți bine în portofel dacă vă permiteți să vă pierdeți locul de muncă. Capricorn. Nu vă lăsați demoralizați de greșeli trecute. Nu aveți niciun motiv să le repetați, nu vă pândesc din urmă și nu mai resimțiți consecințele lor. Priviți cu încredere în viitor, dar nu lăsați prietenii sau colegii de birou să se amestece în problemele dumneavoastră financiare. Vărsător. Sunt două zile potrivite pentru a acționa din umbră, pentru a vă îmbunătăți cariera. Puteți trage discret niște sfori pentru a ajunge în anumite cercuri, pentru a interveni pe lângă anumiți oameni. Fiți prudenți totuși. Și final, pești. E bine să vă faceți socotelile foarte amănunțite, mai ales dacă aveți un proiect sau un proces care vă consumă bani. Încercați să eliminați cheltuielile care nu sunt urgente, strângeți cureaua și veți reuși până la urmă să vă redresați. Acesta a fost horoscopul de astăzi. Da, stimați telespectatori, ne întoarcem la discuția noastră. Unde rămăsese domnul Pricope, că v-am tăiat vorba din gură? Era ideea în iarna 2011-2012, la protestele împotriva guvernului Boc, câțiva agitatori, probabil infiltrați din zona fostei guvernări, afișau pancarte gen PDL, USL, aceeași mizerie. Acum este USL, USD, aceeași mizerie. Asta era ideea pe care voiam să o comunic și la care cred că era formularea dinainte la horoscop într-o vreme. Garantat și valabil. Da. Garantat și valabil, nu? Cred că acum asta e. Nu știu, dacă ar reveni PDL-ul la guvernare, la fel. USD, PDL, aceeași mizerie. Da, sună un pic cam anarhist, e drept, sună un pic cam anarhist, da, domnul, dar perspectivele sunt care sunt. Anarhismul dumneavoastră este susținut de faptul că forța de muncă din România nu e în România, e în Italia, în Spania, în altă parte. Bine că e acolo și nu-ți dă în cap aici. De acord cu noastră, adică întotdeauna vedeți partea plină a paharului, indiferent de unde fi răspândit el, chit că e pe jos. Dar era plin. Aia era partea plină a paharului, partea care acum e pe jos. E pe jos. Ce, nu, am Correct. Responsabilitatea a tot ceea ce spun, dar cam aici ajungem cu discuția, adică ce facem? Ultimul care părăsește România trage Heblu, nu? Mai sunt încă vreo câteva decenii. Da? Doamna Steliana Mirona trasea Heblu în PPDD, nu? Așa s-a lăudat. Nu știu dacă într-adevăr l-a și tras. Până la urmă, negocierile cu PNL... Zic că a lăsat conturul să meargă. Na, acum pun și eu o întrebare pe numele cui vine factura. Dan Diaconescu unde acum? Poporului. La Vatican. E la Vatican? Nu e și el? Probabil îl vedem îndat în corul eunucilor de la papă sau nu știu ce. Vai, domn! Te spune așa ceva. Da, bine. Am să văd dacă pot să-mi nuanțez după pauză. Afirmația acum n-am pauză. N-am timp atunci. Pentru domnul Dan n-am. Da. Deci e tristă rău. E rupt, se rupe luni, marți, miercuri, când asistăm? La ce asistăm? Eu mi-aș fi dorit să se rupă după europarlamentare. Era logic așa. Nu, era logic. Aveai și plecai la drum nu doar cu niște sondaje, ci și cu o confirmare a populației. Bun, sigur, câți participă la europarlamentare, acolo e mai mult vorba de un mecanism de extragere a votului din rândurile simpatizanților tăi. Hai mă, că până la urmă îi convingi pe aia să-ți vină. Nu neapărat un număr foarte mare de persoane să vină. Dar tot era mai bine decât să mergi după niște sondaje, după niște orgolii și te desparți așa înainte, îți arunci, îți speli și rufele în public. În loc să ai un guvern unit și să poți să prezinți în Europa un punct de vedere, tu care ai o mare frontieră cu Ucraina și o grămadă de probleme de rezolvat, tu te prezinți în Europa cu o criză guvernamentală. Na, ce e asta? Evident că nu ești serios ca partener de discuție.
dintre toți uitați-vă că la toate negocierile din Ucraina, sau mă rog, Uniunea Europeană-Ucraina, apar în discuții premierii Ungariei, chiar și al Ungariei, chiar al aseară circula o informație este vis-a-vis de Ucraina. M-am ferit să o spun pentru că nu era confirmată și multe lucruri nu s-au confirmat, dar cel puțin la ceas de seară ieri, cumva, s-a ajuns la un pact, alegere anticipată în 2014 în Ucraina, retrag toate trupele din piață, adică totul se va petrece în următoarele ceasuri. Da, iar în spatele acelor negocieri se spunea că a stat premierul Poloniei Donald Tusk. Da. De România nu se amintea nici măcar, parcă nici nu eram stat vecin cu Ucraina, nu? Că la marginea Uniunii Europene. Bun, premierul polonez a fost și desemnat din partea Uniunii Europene și dat fiind faptul că acolo, adică relațiile între Ucraina și Polonia oricum au fost mai bune decât cele dintre Ucraina și România. Nu, au fost mai proaste. Mai proaste, spuneți da. Dumneavoastră. Mai proaste. Chiar mult mai proaste la un moment dat în istorie. Și sunt acum. Bun, la un moment dat în istorie, de dată recentă. Și nici acum nu sunt foarte fericite. Adică la modul că totdeauna polonezii o să uite la partea aia cu Lvovul, ca și cum ar fi a lor, și ucrainii istoricește vorbind, a fost a lor o bună bucată de vreme. Nu? Da, în fine. Asta e cu limesul, adică în cadrul aceleași Uniuni Europene, la un moment dat se nivelează asperitățile astea, adică nu mai ai atât timp cât ai o libertate de mișcare, da? În ceea ce privește pe eu, da, iar ne întoarcem la Ucraina. Nu, am zis ca idee, că uite, alții au guverne serioase și sunt băgați în seamă la nivel european, noi l-a furat aici, ne furăm da, pe cel da, la unul, da, altuia. Da, trăim senzația că cineva are ceva cu noi. Nu e voie, cum adică? Noi suntem așa de... Nu? Da, s-ar putea ca unii s-ar putea prin atitudinea asta la un moment dat să aibă cineva ceva și cu noi. Adică, bă, o terminați și voi. Faceți parte din clubul ăsta sau nu? A nostru, mai select un pic. Oh, da. Cu tensiunile care sunt la nivel european, sigur, dar oricum e un club mai select decât, nu știu, ce Uniune Centrafricană sau mai știu ce din astea. Ce faceți? Așa ni se va spune la un moment dat, cu siguranță, dacă nu ne punem și noi pe o direcție. Domnul Pricop, haideți să... Eu mă așteptam la despărțirea USL-ului după europarlamentare, dar mă așteptam. Că dumneavoastră ați fi vrut... Și ar fi dorit. Ce? Da, v-ați fi dorit. Și chiar m-aș fi așteptat, nu doar că mi-aș fi dorit. La cum arăta situația în ultimele 2-3 luni, cu toate declarațiile, cu toate strâmbele băgate cu asta, am zis, bă, nu se mai poate. Prea des ieșea Ilie Sârbu pe canalele media, socru premierului, care are de o influență. Sună asta, socru premierului, păi adică e tare, nu? Păi, da, e adevărată. Dar am zis eu că e falsă. E adevărată, adică sună într-un fel. E nuanțat. Nu, dar ca să vă dați cu seama, deci socrul premierului a declarat că soția premierului, europarlamentarul, ok, bun, hai, uităm subiectul ăsta, trecem așa, președintele Consiliului Județean de nu știu unde a fost arestat, l-au eliberat la nu știu ce, fiul său a scăpat în Parlamentul României de a pleca la pușcărie pentru că au votat ăștia. Bă, în ce România trăim? Dar noi nu ne trezim? Pun și așa o întrebare. Bine. Sau parlamentarul nu știu care și-a pus soția șefă la direcția de sănătate nu știu unde. Sau casa de sănătate. Nu știu unde am citit chestia asta. Dar nici eu nu știu. Bă, pe aici, pe aproape. De noi, nu? Păi, dacă e de casă sau de direcție. Dar în fine, mai puțină importanță. Ne uităm acum și auzim de o situație ministru liberal de la muncă, ministrul muncii, da? E acuzată că și-a pus bărbatul că și-a rezolvat problemele, că i-a dat și pensia, Domnul Pricop, probleme sunt. Aia e o manipulare asta foarte interesantă. Deci e o chestie de manual, cred că. Poți să o exploatezi ca lucrare de diplomă, de licență pentru un... pentru un absolvent de facultate de jurnalism, situația asta poate fi exploatată ca temă de licență. Domne, ce se întâmplă?
te deranja foarte mult persoana respectivului ministru. O persoană care nu se încadra în tipare, nici oligarh, nici mare mafio, doamna respectivă, nici nimic. Era undeva o doamnă așa ca cum ar fi una un pic mai cu stare, care se duce să facă cumpărături la piață și mai intră în vorbă cu precupeții de acolo. Cam ăsta era nivelul doamnei ministru. Undeva în zona aia. E, nu puteai s-o agăți cu nimica de ani de zile și era un personaj extrem de incomod. Mai incomod decât poate alții care au o grămadă de dosare și la un moment dat dacă te superi pe ei spui, băi, ia vezi că e groasă, ai câteva milioane de euro evaziune. Nu puteai s-o agăți cu nimic și găsești până la urmă ce? O chestie că în urmă cu 8 ani... Nu a stat la coadă. Nu că n-a stat la coadă, i-a dat bărbatul său un certificat din ăsta de pensionar pe handicap sau asistat, că o chestie din asta minoră. Deci nu a fost nu o chestie, minoră. Nu, ca imagine, nu, crede-mă, ca îi se dă o prea mare amploare. Știi câți oameni bolnavi de handicap suferă de la gradul 2 la gradul 3? Și nu pot face nimic, au fost dați de pe un grad pe altul, degeaba, și nu pot să muncească și tu vii și îmi spui că e o chestie minoră, că ministru... Nu, deci chiar nu... Nu era ministru. Unde este egalitatea între oameni? Unde este adevărul? De ce nu are treabă și... Eu altceva voiam să scot în evidență. Nu că e minoră în raport cu suferința unui cetățean simplu. Uite... Păi nu, exemplele pe care le-am dat noi mai devreme, acolo frizează de acum grotescul în ceea ce înseamnă nepotismul. Nu vreau să spun că e minoră în raport cu suferința simplului cetățean, dar e minoră în raport cu bolăniile care se petrec la un moment dat, cu înțelegerile de culise, cu toate dosarele alea, cu evaziunile de milioane de euro, cu grațieri. Uite, cu dosarul transformator. În comparație cu dosarul transformator, ăsta este zero barat. Și n-a putut nici măcar așa. Poate emoțional. Reprezintă ceva, dar e zero barat, da. N-a putut să o convingă pe doamna ministru nici măcar în stilul ăsta să-și dea demisia. Și atunci îi găsești că, bă, stai așa, dar bărbatul ăla pe care... Ia stai că ți-am găsit și un dosar la SECU. Că erai turnător. Până unde se merge? Eu nu spun că sunt false chestiile astea. Dar ceva s-a întâmplat acolo și sigur miroase foarte urât. Pentru că nu poți în halul ăsta... Bă, am înțeles, cu fenechiul transformatorul, e groasă. Cu nu știu ce baroni de prin nu știu ce județe, excrocherii, milioane de euro, contracte. Nu, asta găsești că... Până acum nu știai că a fost turnător. Dintr-o dată ai aflat că a fost turnător. Și nu știai, în 8 ani de zile n-ai știut că i-o dat, că l-o favorizat pe bărbatul pentru o mizerie din aia, că e o mizerie până la urmă ce a făcut. Nu ai găsit până acum, mă, frate. Dintr-o dată și numai cu mizerii din astea vii. Nu știu de unde de ce se întâmplă. Eu nu spun că n-ar trebui să-și dea demisia. Dar o să aflați dumneavoastră într-o bună zi când o să creșteți mare. Da, când o să cresc mare, că nu sunt prea mic ca să-mi dau seama acum. Domnul Pricopeade, că... Am pierdut timpul de emisiune, am pierdut vorba aici, n-am atins mai toate subiectele pe care mi le-am propus în această dimineață. Haideți pe scurt așa să luăm pe diagonală măcar. Craiova, sute de suceveni ar putea fi șterși de pe lista pentru locuințe ANL. Da, primarul a explicat chestia asta întreagăt. N-au mai venit oamenii să-și reactualizeze dosarele. Aha, și în cazul ăsta ar putea fi șters de pe listă. Da. La etapa finală a Cupei Mondiale de Sani pe pârte naturală la seniori de la Vatra Dornei, în România, în prima jumătate a clasamentului. Angela, zi tu, e de bine? Da, cum? Da, sigur. Pe primul loc se situează Italia, urmată la o diferență foarte mică de Rusia și Austria. Da, dacă ne străduiam un pic, noi eram tot pe primul loc, pentru că la câți români sunt în Italia, nu era problema. CSU Suceava la momentul în întâlnirii cu un nume de legendă și anume Steaua București. Nu, pe dumneavoastră nu vă întrebam, că știu că nu. Dumneavoastră sunteți la campionatul mondial de mers pe pungă, nu? Mers pe gheață. Pe gheață. Pe gheață, da. Dumneavoastră sunteți profesor la de-asta, da.
CSU Suceava la momentul întâlnirii cu nume de legendă Steaua București, dar nu numai că e legendă doar cu Steaua, ăștia chiar sunt buni și acum, sunt formă maximă, au bătut pe Dinamo de la sărit, de plângeau ăștia, s-a rupt fâșul după ei, pe bune. Așa, prelucrarea remului și construcțiile în topul accidentelor de muncă, dar cred că sunt singurele locuri în care se mai muncește la lemn și la construcții, nu? A, mai sunt și atelierele astea mecanice. Da, câte ori mai fi. Eu recent am scris un articol, o analiză mai mare la nivel național, în care, într-adevăr, la noi în Suceava, primele trei zone de ocupare a forței de muncă sunt în învățământul preuniversitar. După asta ar veni comerțul cu amănuntul în aici bar, comerțul, da. Și așa mai departe, și după asta la gatere. Oficial la gatere avem 4.000 și ceva de angajați. Cât ori mai fi și la neoficial în mergerea, nu? Neoficial și... Da. Bine, acolo era tăiere și rindeluire. Monitorul lentă. De Suceava. Da. Amendat cu 1.000 de lei după ce a sunat la 112 ca să reclame tăierea unor copaci din centrul Sucevei. Deci, un cetățean a văzut ceva suspect și a sunat la 112. Mie mi se pare un gest firesc, un gest normal, nu? Adică, asta înțeleg din titlu. Ce a văzut omul? A văzut niște mașini în fața blocului cu manele date la maxim, dar nu asta l-a deranjat. Deși aici la 112 trebuia să sune la CNA, nu? Sau unde? Ci pentru că un cetățean tăia copacii și băga lemnul rezultat în mașină. Dar atenție, adică omul, mie mi se pare firesc să fi avut reacția asta, pentru că mașina în care burdușea lemnul, din câte știu eu, nu este agrementată pentru a transporta material lemnos. E vorba de un matiz. Da, într-adevăr. Da, adică, mie mi se pare normal să pui mâna pe telefon, nu vă supărați. Știți, încarcă niște lemn într-un matiz. Deci taie copacul, bagă lemnul. Deci, indignat, Radu Babei le-a spus polițiștilor că a sunat, deoarece matizul tixit cu lemne i s-a părut suspect. Bă, și mie mi se pare la fel de suspect, pe bune. Ca atare, normal, a venit... Nu, eu cred că domnul Babei scapă în instanță dacă face o contestație. Dar uite, domnule, e și poza cu matizul, mă! Adică să nu cadă cineva, că... Pentru nu, că de ce? Cred uite că domnul poza. Babei sau Babei, nu știu cum se pune accentul... Cum vrea dumnealui. Da, deci cer scuze dacă poate l-am supărat, dacă n-am pus accentul corect. Cred că scapă. Bă, frate, nu plătește nimic dacă o să conteste în deci, instanță. Deci, Radu Babel a spus polițiștilor că a telefonat deoarece matizul tixit cu lemne i s-a părut suspect. Până la urmă... Că a informat operatorul exact despre ce este vorba atunci când a sunat și că nu i se pare normal să primească amendă. Da, păi o amendă se dă pentru o faptă, dacă nu mă înșel, cu rea intenție suni. Da, da, mă interesez că odată și eu de mult am văzut în parcarea unui centru comercial niște curse de mașini. Da. Și bă, am sunat, am zis, bă frate, ia să sun, văd ce e legal să organizez curse de mașini din astea, cine le-a dat autorizație? Noaptea, târziu și asta. Și m-a luat la rost că e domeniul privat ăla. Ei pot să facă ce vor în domeniul privat. Aha, aha. Aha, da, n-am știut. Și de atunci nu mai sun. Bine că mi-am luat și eu amendă. Serios dacă nu, dar bine, s-a întâmplat cu foarte mulți ani în urmă. 7 ani, cred că, nu mai știu. 6, 7. Da. Echipajul de poliție care s-a deplasat la fața locului a constatat că nu se confirmă nimic din cele reclamate. Erau 4 muncitori la domeniul public care efectuau activități de toaletare a copacilor în baza documentației avizate de primărie, iar muzica nu era nici măcar pornită. A, păi da. Nu, dar matizul adevărul e că nu-i deloc suspect. Adică... Nu, când au... Acum, ce pot să spun? Dacă are o înregistrare domnul Babei, video... audio, atunci poate să demonstreze că erau și manele pornite, așa cine a venit? Poliția locală? Păi nu, no, poliția. Poliția a venit. Poliția. Da, în fine, poate că atunci s-o fi prins aia, bă, vedem mașina poliției, un echipaj, hai, închideți manel. A, dar ce facem? Dăm amenzi la oameni pentru că ascultă manel, deși ar trebui foarte amendați. Probabil e... Da, nu, aici ar trebui amendați ăștia cu manele, pe bune. Dar, oricum, mie mi se pare ciudat, adică, domne, eu nu zic că la orice prostie, la orice chestie de asta, mai trebuie să pui mâna pe telefon și să sun la 112.
Dar dați-mi voie să vă spun, eu din câte știu eu, matizul nu e prevăzut pentru a transporta lemn. Da? Deci n-am cunoștințe de așa ceva. Dar și dacă puneai într-un duster sau într-un da, adevăr, sau ceva de... Domnul Pricope, adevăr că am văzut și loganuri de poliție cu varză în ele. Dar adică, cum să nu? Așa că ce mai... Nu. De, până la urmă i-au dat amendă, el nu plătește, ceva în genul ăsta și gata treaba. Trăiți de o viață fără curent electric la 15 km de Suceava. Unde la? La Stroiești, doamne? Au lumină la lampă cu motorină, ori de la lampă cu baterii, în timp ce radioul pe baterie este singura urmă de civilizație pe care doar o parte și-o permit. Eu mi-aduc aminte că eram student în Cluj și am avut o n-aș putea spun fericită, mai degrabă nefericită ocazie, la tot așa undeva la un 10-15 km de Cluj, într-o zonă împădurită, tot un pâlc de case, ca să-i spun așa, tot vreo 20-30 de case, erau, nu aveai deloc curent. Se alimentau aia de la bateriile automobililor. Care venea cu automobilul pe acolo, îi lua bateria, da, nu? Nu, aduseseră cumva baterii, tot schimbau periodic și trăgeau un fir curent. Aveau și ce la poliție aveau? În noaptea de 23-24 au dispărut 24 de baterii de la mașinile parcate în da. Fața hotelului, nu? Nu știu, asta nu citeam atunci nota poliției. Și mă gândesc că da, era la 15 km de Cluj. Aici, lângă Suceava, la 15 km, ce să te mai mire? Da, nu mă mai mire nimic. Ci poate, că povestea oamenii aia că așa de bine era cadrul păstrat natural în zonă, că s-o turna scene din filmul Mihai Viteazu fără niciun fel de probleme acolo. Serios, dacă nu, deci nu fără electricare, fără nimic, nu mi-a povestit un prieten de-a meu că la, acum știi că a fost nebunia asta cu fata care a plecat la București, care a ajuns la schit. Da, o mare nebunie și o exagerare, da? Adică de ce, domnul Pricope? Deci fata s-a dus să călugărească. Unde? În Bucovina. Pelerin în Bucovina. Pelerin în Bucovina, da. Da? Ci că bă, la o mănăstire de asta au chestii de astea foarte moderne, generatoare pe benzină, pe nu știu ce, pe inclusiv un generator la bicicletă. Deci cu ochii lui a văzut omul ăsta care nu mă minte, da? Tare de tot, ești de acord? Cum adică generator la bicicletă? Deci în cazul în care pică sistemul cu de asta, deci încep călugării să meargă pe bicicletă și fac curent electric? Fitness, cardio, sau cum se cheamă asta? Deci foarte pa, tare. Foarte tare, deci nu foarte e, tare, deci... E, pe, vedeți cum, că astea sunt informațiile... Eram odată pe Ceahlău, la un... Ne omoară, Cătălin, am depășit timpul de emisiune și dumneavoastră când ați început cu Ceahlău. Jumătate de minut. Și la un schit vedeam că au ăștia curent electric. Bă, dar nu vedeam stâlpii și întreb, bă, dar pe unde vezi? Vezi că stâlpii se opreau la un kilometru. Da, dar am tras pe subteran. Bă, te rog frumos. Nu stâlpi, mă, subteran. Am înțeles. Credeam că au generator, dar nu vedeam alte generator. Alte lucruri pe care le găsiți în presa locală de astăzi. Poliția rădăuțeană pusă pe jar de dispariția unei fetițe în vârstă de 8 ani. Da, au găsit-o, nu? Da. La ora 3:30 în noapte s-a rătăcit pe acolo, printre blocuri. Părinții plecați în Italia, altcineva are grijă de ea. Normal că se întâmplă și nenorociri de asta. Bine că toate au fost în regulă până la capăt. Poliția rădăuțeană, spuneam, a fost pusă pe jar, iar orizontul orașului Suceava, pictat de Mircea Hrișcă, sub cupola planetarului, este restaurat de fiica artistului. De aici vă spun sincer, nu putem discuta de nepotisme sau de chestii de genul ăsta, ci pur și simplu de meseria care s-a transmis de la o generație la alta. Cele mai căutate școli din Suceava pentru clasa pregătitoare. Interesant, nu? Păi cum să nu? E un obiectiv, e foarte interesant. La 2 ani are ciroză hepatică și necesită un transplant de ficat. Un caz cu tremurător. Sunt articolele pe care vă invităm noi să le descoperiți în presa locală de astăzi, pentru că n-am mai reușit să le luăm în răspăr aici, la matinal. Domnul Pricope, mulțumesc tare mult. Și domnul Botezato, domnul Botezato, unde sunteți? Vă mulțumesc și dumneavoastră foarte mult. Angela, horoscopul extraordinar. Stimați respectatori, dumneavoastră vă mulțumim pentru atenția acordată. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.